Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Xprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. Astăzi debutează cea de-a cincea ediție a campaniei naționale de informare, Octombrie, luna asigurărilor de locuințe. Obiectivele campaniei includ creșterea gradului de conștientizare a românilor cu privire la pericolele la care este expusă locuința, precum și informarea acestora cu privire la formele de protecție financiară pe care le oferă încheierea unei asigurări obligatorii sau facultative de locuință. Societățile de asigurare au înregistrat în primul semestru al anului 2017 un total al primelor brute subscrise în creștere cu 8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor ASF. Pe segmentul asigurărilor generale, asigurătorii au subscris prime brute cu 2% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. În același timp, însă, segmentul asigurărilor de viață a înregistrat un avans de 36% față de primele șase luni din 2016. Consiliul Concurenței a anunțat vineri 29 septembrie că a efectuat inspecții inopinate la sediile societăților de asigurare OmniASIC-VIG și Generalii România, precum și la sediul companiei AON România. Autoritatea de concurență suspectează o posibilă împărțire a pieței asigurărilor de aviație la care ar fi participat aceste societăți. Patronatul român al brokerilor de asigurare reasigurare a transmis recent autorității de supraveghere financiară o adresă prin care atrage atenția asupra faptului că serviciul de decontare directă nu este promovat în rândul consumatorilor, această opțiune nefiind oferită de către toți asigurătorii RCA. Legea RCA care a intrat în vigoare pe 12 iulie 2017 permite pentru prima dată în piața locală decontarea directă. Indemnizațiile brute, plătite inclusiv maturități și răscumpărări pentru asigurări generale și de viață, au însumat în primul semestru al acestui an 2,5 miliarde de lei, în creștere cu 17,99% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Conform datelor ASF, aceasta este cea mai mare valoare semestială din ultimii 5 ani, analizați în raportul publicat recent. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Joi la Exprim Time for Business, ASF și PAID România, reprezentați de Călin Rangu și Natalia Aman, vin să vorbească despre planurile pe care le au în direcția creșterii nivelului de educare în domeniul asigurărilor și a acoperirii prin asigurare obligatorie de locuințe. Până la următoarele informații din asigurări la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât mai plăcută.